Iubiți frați și surori, iubită publică, iată-ne din nou în mijlocul vostru, iată-ne din nou, ne vedem fiețele noastre, observă că suntem numehniți, observă că suntem veseli pentru că suntem adunați în jurul cuvântului lui Dumnezeu, suntem adunați înspre a lăuda acel nume sfânt, măreț și adevărat, care, după cum ați observat, fratele care a anunțat tema, deja a declarat ceva. Deja a vorbit ceva din ceea ce noi cu toți dorim astăzi. Merge vorba despre o eliberare. Merge vorba despre o întoarcere. Și merge vorba despre acea întoarcere care, într-o măsură oricare, deci într-o măsură mică, deja a avut împlinirea ei. Deci merge vorba despre Ieremia, capitolul 31, care vorbește pe larg despre această, despre întoarcere din țara vrăjmașului. Și după cum fratele deja a amintit, este o revistă cunoscută de noi toți și mă bucur foarte mult că o cunoaștem această revistă, pentru că toții doresc această întoarcere. Dar se ridică întrebarea, care este cea țară a vrăjmașului din care se cere eliberare, din care se cere reîntoarcere? Pentru că astăzi observăm pe fața Pământului nu există lupte, nu există războaie așa de mari, nu există prizonieri care sunt luați ca prizonieri sau sunt luați în captivitate și totuși Iehova Dumnezeu în capitolul 31 din Ieremia vorbește despre această întoarcere. Care revista este susținută de versetul din Ieremia, capitolul 31, cu 16, copii, oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, truda îți va fi răsplătită, zice Domnul, ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Aceste cuvinte sunt adresate cuiva. Sunt adresate cuiva celui, sau mai bine zis celei, ce plânge. Își plânge copiii ei, pentru că versetul 15 acolo vorbește că Rahela își plânge copiii ei, care nu mai sunt, care au fost duși în țara vrăjmașului, deci ne reîntoarcem. Merge vorba despre poporul lui Israel, care a fost atunci cucerit de către Nebucadnețar, de către Babilonul cel mare de atunci, o putere mondială, și vedem că ei au fost duși captivi, prinși de război sau au fost duși în captivitate în Babilon. De aceea acel țipă de la Rama care atunci s-a auzit care, și acel vătisment care este dat ei sau spus ei că se vor întoarce iarăși a fost împlinit în măsură mică. În mică măsură a fost împlinit după cum a vorbit prorocul Ieremia peste 70 de ani. Dar, totuși, vedem după cum vorbește pe mai departe revista, Iehova s-a distins. Deci, aceea eliberare atunci a făcut-o Iehova Dumnezeu. Și a făcut-o în măsură mică din cauza că se cere o eliberare mai mare a poporului de legământ al lui Iehova. După cum declară revista mai târziu, unde ne vom și opri puțin. Dar pe paginile vedem, revistei se ridică întrebarea, cine este astăzi poporul căruia a procurat Iehova Dumnezeu această eliberare mare? Deci observăm această întrebare și fiindcă sunt unele răspunsuri, dar răspunsurile sunt nebăzându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, neavând bază scripturală. Pentru că
vedem că sectele sau unele din secte, dintre religii, îl dau răspunsul că această eliberare se referă la poporul lui Israel de acum, din prezent, care și-a instalat sau care și-a organizat țara sa, deși iarăși din nou așa numită Israel, pe meleagurile Palestinei. Deci, totuși vedem, oare este adevărat acest răspuns? Și mai cu seamă, sectele care ne înconjoară multe susțin această idee sau acest răspuns, când deosebi, aceasta este o profeție care acum are o foarte mare îndeplinire și însemnătate pentru ei. Pentru că poporul Israel, izraeliții îndeosebi, sunt eliberați, se întorc iarăși din nou pe meleagurile sale natale strămoșești. Oare este adevărat acest lucru? Deci, pe mai departe, vedem revista vorbește următoarele. După pustiere de 70 de ani a Ierusalimului, în anul 537 înainte de Hristos, o parte a izraeliților s-a întors înapoi din ținuturile Babilonului, situate la miază noapte, din țara vrăjmașului unde a fost duși. Deci, observați, o rămășiță, o parte, s-a înturnat înapoi. Deci, aceea profeție din capitolul 31, în mică măsură, deja a avut îndeplinire. Pentru că au fost eliberați, s-au înturnat iarăși din nou o parte de copiii care au fost duși în Babilon. Totuși, vedem că au trecut timp. A trecut, după aceea, a trecut aproximativ 506 de ani și totuși vedem că Iehova Dumnezeu cu acea rămășiță care s-a înturnat înapoi nu a fost încheiat din nou un legământ, asemenea celui legământ pe care Iehova Dumnezeu l-a încheiat cu Moise în trecutul îndepărtat. Oare de ce? Pentru că capitolul 31 din Ieremia și se începe cu un asemenea legământ, unde vorbește. Deci, mai bine zis, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu Biblia și vom citi acest verset din Ieremia, capitolul 31, cu 1. În vremea aceea, așa zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Deci merge vorba despre vremea aceea, dar revista arată că vremea aceea, sau merge vorba despre o vreme de pe urmă, sau vreme de apoi, deci chiar și vedem din capitolul de mai sus, declară despre vreme de apoi, când Iehova Dumnezeu va încheia un legământ cu poporul său. Deci, întorcându-ne la versetul al capitolul citim, după cum am citit, Dumnezeu va fi poporul lor și Dumnezeu va încheia un legământ iarăși din nou cu poporul său. În vremea aceea, leagă acest verset cu ultimele versetele capitolului dinainte și aceasta sună. Iată, furtuna Domnului urgie izbucnește și năpustește veselia și cade peste capul celor răi. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până se va împlini și va înfăptuie gândurile inimii lui. Veți înțelege în tot lucrul aceasta în zilele de apoi. Deci, a trebuit să treacă timp ca să se înțeleagă ce Iehova Dumnezeu va încheia sau ceea ce Iehova Dumnezeu a hotărât în privire cu poporul său. În deosebi despre această eliberare sau despre această întoarcere înapoi din țara vrăjmașului. Toate semnele arată că zilele noastre sunt zile de apoi. Sunt foarte mult convins că noi toți cunoaștem și înțelegem așa că zilele noastre, într-adevăr, sunt zilele acelea
de apoi. Zilele de pe urmă, de nenumărate ori în Biblie sunt amintite sau sunt declarate în felul următor. Prezentul este timpul pentru a înțelege aceasta, deoarece profeția ajunge punctul culminant al împlinirii sale de pline. Astăzi ajungem sau am ajuns la acel punct culminant, pentru că trăim zilele de apoi. Să se observe următoarele. În cuvântul lui Dumnezeu, Babilonul este întrebuzat pentru ilustrarea unei alte organizațiuni care a existat până în ziua de astăzi. Babilonul atunci, trecând acei 70 de ani de captivitatea poporului Israel, a fost distrus. Dar oare a dispărut acest cuvânt în Biblie ca Babilon? Deci în cuvântul lui Dumnezeu Babilonul n-a dispărut, pentru că el a jucat atunci un rol foarte important. Un rol pe care și astăzi îl joacă sau un rol pe care astăzi îl demonstrează așa numită creștinătate. Deci pe mai departe, revista ne declară. Această organizațiune n-a fost distrusă când totuși Babilonul a căzut prin mâna cuceritorilor săi și anume prin Dariu și Cir, de care s-a servit Iehova Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, Babilonul este întrebunțat ca simbol al marii organizații lumești a Dumnezeului fals, al lui Satan Diavol, pe care l-a adorat vechiul Babilon. De ce? În ultima carte a Bibliei, la mai multe de 600 de ani după căderea vechiului oraș Babilon, s-a prezis căderea adevăratului și mai marelui Babilon ca viitoare. Atunci acel Babilon a căzut, dar totuși vedem că el și-a lăsat urmele sale pe pământ. De aceea, la timpul potrivit de Iehova, va cădea în întregime acel Babilon vechi. De aceea, Babilonul a devenit un simbol al organizației diavolului cu religia în frunte și organizația aceasta pretinde ca să se dea ascultare mai curând ei decât lui Iehova Dumnezeu. Deci, fraților și surorilor, am observat care a fost rolul principal pe care l-a jucat atunci acel Babilon. Este o organizație principală a lui Satan, cu religia ei în frunte, ceea ce astăzi o cere și de la lumea întreagă. Dar rămășesc credincioasă izraeliță, după căderea vechiului oraș Babilon, s-a întors înapoi la Ierusalim. Totuși urma ea aceasta în decursul timpului, totuși urmașii aceștia, în decursul timpului, au ajuns sub puterea mai mare lui Babilon și anume organizațiunii văzute și nevăzute a diavolului. Prin urmare, s-a împlinit numai un timp oricare profeție asupra rămășiței izraelite și a urmașilor săi. În vreme ce zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Deci iară din nou se repetă versetul 31:1. De fapt, aceasta arată că împlinirea definitivă și deplină a expresiei seminției lui Israel nu se referă la izraeliții naturali sau la evreii care se întorc acum în Palestina, deoarece dușmanul de care sunt eliberați atât de măreți nu este vechiul Babilon din timpul lui Ieremia, ci este Babilonul mai mare și care există de mai mult timp, este organizația mondială a diavolului cu cultul său al demonilor cunoscut ca religie și comerț sau egoist, precum și politica sa neteocratică. Doresc puțin să mă opresc aici, pentru că observăm eliberarea astăzi a poporului lui Israel,
așa numită eliberare astăzi a poporului Israel sau a evreilor care se întorc astăzi în Israel. Oare sunt ei aici? Deci mai de sus s-a pus această întrebare, iarăși din nou se reînnoiește. Oare sunt ei aici declarați? Pentru că ei se întorc astăzi nu din Babilon, pentru că orașul Babilon a fost distrus atunci, dar se întorc astăzi din întreaga lume. Din Rusia, din Africa, din Europa întreagă, din Ucraina, din România. Ci România este Babilonul? Sau Rusia este Babilonul? Africa nu este Babilonul. Necătând la ce, că se întorc evreii și, spre mare părere de rău, din Africa se întorc evreii negri, dar nu de starea lor de mai dinainte. Dar sunt recunoscuți ca evrei, ca izraeliți, acolo, în Israel. Deci, astăzi se întorc din toată lumea. Și, într-adevăr, este numit pe drept această lume ca un Babilon mare, care este condus de întreaga organizație lui Satan, religia, politica și cu comerțul. Dar, totuși, religia este pusă în fruntea acestor trei. Este prima. Cea care, într-adevăr, a dus lumea întreagă în contra lui Jehova Dumnezeu, în contra închinării curate și adevărate și nu recunosc pe Jehova Dumnezeu și Hristos ca stăpânire înaltă, cărora se cere deplină supunere. Pe mai departe, Apostol Pavel, care a fost un urmaș credincios al lui Hristos, arată sau clarifică starea lucrului cu privire la toate semințiile lui Israel când scrie credincioșilor din Roma. Deci în Romani 9:3-6 găsim scris următoarele cuvinte. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatemă, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Ce verset interesant aici arată Apostolul Pavel, sau ce declarație interesantă, că nu toți cei ce coboară din Israel este izraelit. De ce oare? Pentru că, într-adevăr, acolo este și legea, acolo este și cuvântul lui Dumnezeu, acolo, deci Jehova Dumnezeu a lucrat cu poporul său, este o rămășiță care s-a întors și din Babilon, s-a întors acum și din întreaga lume și totuși Apostolul Pavel spune că nu sunt ei izraeliți. Dar cine atunci, se ridică întrebarea, dar cine atunci este izraelit? De ce Apostolul Pavel pe mai departe, în Romani, capitolul 2, cu versetul 28 și 29, declară următoarele. Iudeu nu este acela care se arată pe dinăuntru că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Ați observat? Apostol Pavel face o deosebire între iudeii, între evreii adevărați, între iudeii adevărați și cei neadevărați. De aceea, această declarație este de mai multe versete sau de mai multe cuvinte este susținută în cuvântul său Biblian.
Deci, pe mai departe, revista declară: întâmplările istorice arată, prin urmare, clar și lămurit că iudeii care au trăit în Palestina au fost urmași ai rămășiței, care au părăsit Babilonul din 531 de Hristos. Dar ca Saul din Tars și ceilalți religioniști, iudei ai zilelor sale s-au aflat în robie mai mare lui Babilon. Aceasta a fost așa pentru că ei au fost robiți prin religie, cu toate că au numit-o iudaism. Au fost robiți prin religie ei. Deci, în primul rând, vedem că nu este arătat Pavel, dar este arătat Saul, care până la un moment dat a fost un religionist adevărat sau un religionist care a fost, deci, în captivitatea Babilonului, a fost în captivitatea lui Satan și n-a fost liber de religie, n-a avut o închinare curată și adevărată. Din acest motiv, Apostol Pavel a arătat Ierusalimului religios din Palestina că Ierusalimul de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Deci această declarație o găsim scris în Galateni 4:25. Izraeliții, Ierusalimul de atunci a fost în captivitate și este împreună cu copiii săi. Prin urmare, iudeii din zilele lui Pavel, care au fost legați prin religie, au trebuit eliberați de mai marele Babilon, care este mama religiei și este vrăjmaș lui Dumnezeu și fiul său, seminție sale. Această eliberare necesară s-a dat acelora care au urmat pe Hristos Iisus, pe adevărată sămânță a lui Avram, adică pe adevăratul fiu al lui Dumnezeu. Către iudeii care au crezut în el, Iisus a zis: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber sau slobozi. Deci, dacă fiul va fi slobod, veți fi cu adevărat slobozi. Ioan 8:39-40, 31-32 și 36. Deci, vedem cine a devenit slobod și când. Urmașii adevărați lui Hristos au devenit slobozi. Au fost eliberați din captivitatea diavolului, din captivitatea religiei, care, deci, după cum am spus, este capul Satana. De aceea, urmașii adevăratului lui Hristos au devenit slobozi. De aceea, urmașii și pe mai departe adevărați, toți devin slobozi, din cauza că devin eliberați sau devin slobozi din pricina respingerii închinării false către, deci, a lui Dumnezeu, respingerea religiei. Aceia însă, dintre păgâni care au crezut vestea adevărului și au urmat pe cel ce a rostit-o, și anume pe Hristos Iisus, au fost eliberați din Babilon și au fost făcuți membri ai adevărului Israel al lui Dumnezeu sau al Israelului spiritual, vorbind Pavel despre îndurarea sau favoarea lui Dumnezeu ce este dăruită astor fel de păgâni, pe baza credinței lor este scris: de aceea moștenitori sunt cei ce fac prin credință pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. Romani 4:16. Deci, vedem credința. Credința pe care o au în Dumnezeu. Credința care o au al lui Avram. De ce și sunt numiți? Ce? Sunt numiți fii al lui Avram. De ce și sunt numiți fii adevărați sau urmași adevărați al lui Dumnezeu? Pentru că și pe mai departe, apostolul îndeamnă atât pe creștinii dintre iudei, cât și pe cei dintre păgâni. Dar Ierusalimul
Cel de sus este slobod și El este mama noastră. De ce, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Galateni 4:26, 31 și 31:5-1. Deci un avertisment foarte puternic. De aceea rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Cine este atent? Cine este foarte atent? Vreau să subliniez acest cuvânt. Într-adevăr, își va păstra credincioșia față de Creator, față de Iehova Dumnezeu și nici într-un caz nu își vrea capul sub acel jug al robiei. Pentru ei Babilonul a fost ca răsturnat. Și pentru noi astăzi, într-adevăr, Babilonul este răsturnat. Pentru că noi am scos capul de acolo. Pentru că noi ne-am eliberat de sub jugul robiei religiei. Și în acel timp, în acea primă sută de ani, după ce Iisus a venit în trup pe pământ, ei au fost liberi. În acel timp a început să se împlinească Ieremia 31:1. Față de creștini care au avut credința lui Avram. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeu tuturor seminților lui Israel și ei vor fi poporul meu. Ei au devenit poporul pentru numele lui Iehova. Ce pe noi ne interesează cu deosebire astăzi, în anul 2008, este timpul ca această profeție despre eliberare și răstornicire se împlinește definitiv și complet de la anul 1919 după Hristos. Nu folosește nimic de a tăgădui că întreaga creștinătate, precum și evreimea, se află în robie mai mare lui Babilon, așadar în robie acestei lumi, al cărei Dumnezeu este marele vrăjmaș al lui Iehova. Necătând la aceea că poartă un nume atât de frumos, atât de înalt ca iudeu, dar în realitate nu mai sunt iudei, din cauza că sunt înjugați în jugul robiei. Sunt aceea religie care îndepărtează de la închinarea curată și adevărată întreaga lume și nu numai cât evreii din Palestina sau numit astăzi din Israel. Cine a fost făcut oare liber după terminarea primului război mondial, noiembrie 1918? Prin eliberarea de mai marele Babilon. Nici creștinătatea și nici evreimea nu a fost făcută liberă. Creștinătatea sare în vedere aici, în ghilimele, nu sare în vedere creștinătatea adevărată, dar falsă, așa presupusă. A fost rămășiță creștinilor consacrați care au ascultat de cuvintele mai marelui Cir, Hristos Iisus, și astăzi sunt cunoscuți în întreaga lume ca martorii lui Iehova. Am înțeles cine a fost eliberat și când, mai cu seamă de la anul 1918, vedem sau anul 1919, au fost eliberați. De aceea, vedem că începând aceea întoarcere din țara vrăjmașului, în anul trecând peste cei 70 de ani de robie poporul Israel, deci atunci a fost, după cum am înțeles, o liberare sau o întoarcere în mică, dar acum este o îndeplinire acestui verset în măsură mare, din cauza că poporul Israel atunci a fost un popor literal, un popor care într-adevăr Iehova Dumnezeu în timpurile credincioase lui a fost Dumnezeul lor. Deci astăzi, după cum am înțeles din citatul de mai sus, că astăzi acei evrei spirituale, care într-adevăr sunt urmașii credincioși al lui Hristos, devin liberi
de sub jugul robiei religioase, politice și comerciale. Devin liberi de sub jugul satanei. De aceea diavol astăzi nu poate sau nu are aceea influență asupra întregului popor credincios al lui Jehova. Subliniez, întregului popor credincios al lui Jehova. Cei ce păstrează legile, cei ce păstrează o credință sau o închinare adevărată și curată. Așa au găsit cuvintele lui Ieremia împlinirea lor definitivă și completă. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeu tuturor semințiilor lui Israel și ei vor fi poporul meu. Deci, cu aceste cuvinte vreau să mă apropii de sfârșit, dar nu înainte ca să mă exprim sau să aduc cele salutări din partea fraților de peste hotare, deci din partea tuturor celor care poate că au dorit foarte mult astăzi să fie în mijlocul nostru, vostru, cum suntem și noi, dar totuși din pricina multor probleme, greutăți și piedici, nu sunt aici astăzi, după cum n-am fost și eu. De aceea, premărit și lăudat să fie Jehova Dumnezeu de acum și în veci. Amin. Vă mulțumesc pentru atenție și ascultare.